Elevii brașoveni premiați pentru rezultatele bune la învățătură își pot ridica banii de la secretariatele și casieriile școlilor. După un an de efort intelectual, examene și simulări, cei care au obținut premiile 1, 2 și 3 au fost recompensați financiar de către municipalitate. Și elevii premianți din școlile profesionale care vor încheia practica la sfârșitul lunii iulie vor fi răsplătiți cu aceleași sume. Încă de ieri, cei 1820 de elevi s-au putut prezenta la secretariatele și casieriile unităților de învățământ pentru a-și ridica premiile pecuniare. Premianții cu vârsta mai mică de 14 ani vor putea ridica banii numai însoțiți de reprezentanții legali. Pentru rezultatele bune la învățătură obținute în anul școlar 2014-2015, cei care au luat premiul întâi vor primi câte 300 de lei, cei de pe locul al doilea 200 de lei, iar pentru premiul al treilea se va acorda câte 100 de lei. Cei mai silitori elevi din clasele 5-12 au primit felicitările și diplomele în luna iunie la aula Universității Transilvania la Gala Excelenței în Educație. S-au virat către instituțiile de învățământ suma de 436.000. Aproape 192.000 de lei au fost alocați pentru premiul întâi, peste 120.000 de lei pentru premiul al doilea și 57.000 de lei pentru cei care au obținut premiul al treilea. În 25 iulie vor fi încheiate și situațiile elevilor de școală profesională. Cei cu rezultate foarte bune vor fi premiați la rândul lor, cel mai probabil tot într-un cadru festiv. Noi am solicitat inspectoratului școlar și colegii liceelor care sunt în această situație să ne transmită o situație până la data de 25 iulie, să știm exact cum vom proceda, pentru că există o diferență pe buget care trebuie achitată, așa cum a fost bugetată la începutul anului, de 60.000 de RON. Numărul practicanților din școlile profesionale nu se cunoaște încă. Premierea celor mai buni elevi din municipiu a început încă de anul trecut pentru a-i motiva să învețe și mai mult.